Locuitorii străzilor Aicuza, Primăverii, Mănăstirii și Arcului au fost invitați ieri după amiază să își spună părerea despre proiectele pe care municipalitatea vrea să le implementeze în perioada următoare. După terasele verzi, mini-centralele fotovoltaice și regulamentul de parcare, au fost prezentate rezultatele studiului de trafic realizat de specialiști pentru această zonă aglomerată a orașului. Uitați-vă aici, un alt lucru. Trebuie să vedem să găsim o soluție astfel încât... S-au și lovit. Să găsim o soluție să putem să circulăm. Individul ăsta cu papucul a venit, a parcat, a ieșit din parcare. Dar dacă știa că nu poate să intre, să meargă invers, atunci eu l-o lua înainte. Și nu se întâmpla acest ambuteiaj și mai mult să se mai și lovească. Două sensuri unice ar fluidiza circulația, iar scăpa pe șoferi de consumul mai mare de combustibil și de timpul pierdut în trafic, explică reprezentanții primăriei. Propunem ca din strada Primăverii până aici, după centru cultural, să avem sens dublu, să rămână în continuare sens dublu. După care, cei care vin dinspre Primăverii sunt obligați să facă la dreapta, să treacă pe lângă sala de sport și să ajungă la străduța aceasta care dă în Arcului și străduța aceasta din față de la noi până în Arcului să fie dublu sens. Dacă vin dinspre Arcului, să fac în dreapta cu sens unic și dau din nou în sensul dublu. Dacă vreau să fac la dreapta, fac la dreapta, dar merg tot așa în sens unic, care să oculească cartierul. După ce au aflat schimbările care vor intra în vigoare de anul viitor, participanții la dezbatere au avut ocazia să-și spună punctul de vedere despre acest proiect și să adreseze și alte întrebări autorităților. Rugămintea noastră a mai multor persoane este ca acest în locșorel ăsta, îngrădit puțin, cu niște nisip, cu un leagăn, cu o chestie, să le facem și la copiii ăștia un loc de joacă. Ați venit cu o idee foarte bună. Deci, vom face un loc, îl știu, după deci, Palatul de Justiție, deci, imediat. Deci vom face. Da. Ca o promisiune. Îmbrățișăm tot ce a prezentat domnul primar, pentru că o slatină nouă pentru copiii noștri și pentru noi, că o să îmbătrânim, și avem de câștigat din tot ce s-a prezentat aici. Tot în această zonă, primăria Slatina construiește și o parcare etajată care va avea 48 de locuri.